În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea în scurt timp a trei bărbați bănuiți de furtul a 11 butelii. În fapt, pe data de 10 martie, cei trei de 18, 29 și 31 de ani, toți din Zărand, prin ruperea lacătelor, ar fi sustras 11 butelii dintr-un rastel aflat în fața unui magazin alimentar de pe raza localității Socodor. Buteliile, pline cu gaz, ar fi fost transportate cu două autoturisme și depozitate astfel, trei la locuința unuia dintre ei și 8 au fost lăsate spre păstrare unui bărbat din Pilu. Prejudiciul cauzat, în valoare de aproximativ 1.800 de lei, a fost recuperat pe numele celor trei, fiind întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.